Bun, dragii mei, salutare și bine v-am găsit la un nou jurnal video aici pe România Cultur Cars. Numele meu este Bacul Vlad Andrei și alături de mine Andrei Mangalia. Salut, Andrei! Salutare, pasionați radical! Da, dragii mei, astăzi vom discuta despre sezonul 2020 din cadrul Romanian Radical Cup, clasamentele, experiențele noastre personale și, evident, vom face un mic preview pentru sezonul 2025 deoarece Anul viitor, cei de la Romania Radical Cup vor face o pauză. Să-i dăm drumul, Andrei, la, la treabă. Da, într-adevăr, sezonul de radical în acest an a fost terminat cam din scurt, aș putea spune, doar trei etape în acest sezon, două runde pe Motopar România, respectiv o etapă pe Transilvania Motoring. Pe scurt, a fost vreo șase curse per etapă și o să luăm așa o clasamentele mai întâi și avem un clasament open, în ce a remarcat, acolo unde campion a ieșit Cătălin Iuhas, campion la Open cât și la partea de Masters, pe cea mai nouă mașină radical, un Serie 10, care a și câștigat etape la general. Pe poziția a doua, Alin Fulga, pe un radical SR3, iar pe locul 3 întâlnim pe Luca Savu cu un radical SR1. Iar de la această clasă opă merge în zona de categorii. Pro 1500, unde au avut model radical SR3 în general. Același Fulga este campion. Pe poziția a doua, Cristi Moisescu a venit cu tocul SR3. Iar pe locul 3 trăim un pilot venind din lumea motociclismului de la MotoRC și vorbind despre George Cățan, care s-a scurcat remarcabil de bine atăcerea la auto. Se ne uităm de altă lume tot cu SR3, Bogdan Bondor, Cristionescu, pe care le știm de la Rescu, prototipul Wolf, și de ce nu Bogdan Dobranici. Și mai avem partea de SR1, cap cele mai mici mașini, acolo unde același Lucas Savu devine campion a doua oară consecutiv în această categorie. Pe doi îl avem pe debutantul Andrei Dună, care a venit în acest campionat să-și facă mâna un pic pentru forma 4 franceză, s-a optat acolo cot la cot cu Luca Savu. Și pe un nume venit din alt campionat și anume slalom paralel, Albert Iovan a venit pe poziția a treia, un sezon destul de bun pentru el la această categorie și să nu uităm nici de Victor Ionescu care a venit la Serie 1 Cup, cam ghinionist în acest an cu probleme tehnice la mașină, dar totuși ritmul său a fost destul de bun pe circuitele din România. Și să mai menționăm și alte nume interesante la partea de Masters pe radicalul Eric C. GT3. Dragoș Argeșean a fost și el pe Z în acest sezon. Davide Amaduzzi, tot pe această mașină din Italia, un pilot cu multă experiență în zona de GT și prototipuri. Și l-am văzut și la Mureș pe un SR3 pe Davide și pe marocanul Mulai El Alaoui, care a venit și la prima etapă pe o asemenea mașină. Și asta este, cam atât am avut, doar trei clase în principiu am avut la această disciplină. Mie un pic îmi pare rău că s-a terminat așa din scurt acest campionat. Chiar mai trebuia să fie etape la moto pe România și în Grecia, la Seres, dar nu s-a mai întâmplat. Cum ai spus și tu la în începutul videoului, 2024 va fi un an sabatic pentru ei. Să sperăm că această pauză nu va dura chiar foarte mult Mie îmi place faptul că radical acest brand britanic a venit în România și a dezvoltat totuși o competiție destul de bună. În primii doi ani am avut apariții numeroase la această categorie, la acest campionat mai exact. Acum o să vedem ce urmează pentru ei în viitor. Asta va rămâne de văzut pe, pe total în 2024 sau 2025. Dacă vor reveni în 2025, e perfect, pe scurt. Da, dragii mei, și să nu uităm uh, faptul că România Radical Cup a propulsat doi uh, piloți în uh, Formula 4 franceză. Este vorba de Lucas Savuș de Andrei Dună. Evident, toate competițiile uh, de circuit pe care le vom continua să le, ana le, le analizăm, scuză Andrei, pentru că aceasta este prima competiție de circuit pe care noi o analizăm și anume uh, România Radical Cup. Trimit uh, piloți către competiții internaționale, ceea ce acest lucru este foarte, foarte pozitiv din toate punctele de vedere. Din păcate, anul acesta am avut doar trei etape din cinci, sau mă rog, din șase, depinde dacă se mai ținea sau nu la Seres, pentru că era uh, to be announced, deci nu se știa exact dacă se va ține la Seres sau nu, dar evident, inclusiv Seresul. A fost un an interesant, un an în care am avut lupte interesante, cel puțin acolo la clasa Serie 1 cap. a fost un duel interesant între Luca Savu și Andrei Dună, un duel care s-a dus ba în Formula 4 franceză, ba aici la România Radical Cup cu un uh, Albert Iovan care s-a adaptat foarte bine la cerințele modelului radical S1 după ce anul trecut a fost, uh, și a fost și a, făcut parte din uh, programul juniorilor pentru mașina radical S1, unde am participat și eu, My First Experience in a Racing Car, puteți să urmăriți clipul pe canalul meu de YouTube. Și, evident, să ne de Victor Ionescu, care este autorul victoriei uh, de la Cupa României, cursa de 12 ore, Iată, Romanian Radical Cup a propulsat piloți interesant, dar au parte și de prezențe internaționale de elită, aș putea spune aici în această serie. Andrei, cum crezi că va, va arăta sezonul 2025 în cadrul Romanian Radical Cup, având în vedere că cei de la Radical au adus modele noi, cum ar fi Radical SR1, SR3 și nu numai, cu sistemul Halo, pentru că, după cum bine știi, conform normelor din cadrul Federației Internaționale de Automobilism, toate mașinile, toate monoposturile, biposturile, depinde cum vreți să le spuneți, vor avea Halo inclus. Mi-e greu să zic ce va urma. Cum am spus adineor, nu știm cât va dura această pauză. Trebuie menționat un lucru. Anul ăsta, într-adevăr, nu au fost foarte mulți piloți la star față de anii trecuți. Am avut o medie de aproape 9 piloți pe etapă. Vedem acum dacă se, va, se vor adapta la această cerință cu Halo. Sperăm de ce nu să. ca această pauză să nu dureze foarte mult. Acum vom vedea ce, ce urmează. În ce a remarcat echipa Smart Driving, care conduce cumva acest campionat, s-a axat în acest an pe Ligier European Series, pe David Amadusi și Mulai El Alawi. Au participat în acest sezon pe un model GSP4 și că tot vorbeam de piloți, uite, Alin Fulga a testat un Ligier deja și probabil, acum nu știm exact, poate cine știe, îl vom vedea la anul în Ligier European Series. Să nu uităm că și alți piloti au mai avut alte experiențe. Andrei Dună l-am văzut și la Rallycross în acest an și la viteză în coasă pe un golf electric. Luca s-a axat mai mult pe acest campionat plus Formula 4 franceză. Victor Ionescu a câștigat, apropo, chiar pe un radical, a câștigat cu 12 ore de la Dâncata, până cu Floară Ducanu pe un radical SR3. Avem și prezențele sale în România în Duran Series, în România în Toresin și așa mai departe. Vom vedea ce rezervă viitorul pentru acest cap. Mi a mie, să fiu sincer, mi-a plăcut ce am văzut, așa. În general, Nu a fost la o etapă de -a lor în acest sezon, dar am urmărit în detaliu acest campionat de pe YouTube și mi-a plăcut, așa, în principiu, cum s-au desfășurat cursele. Chiar n-a fost rău din ce am văzut și acum sper că acesta an sabatic să fie doar un an sabatic, să nu fie mai mulți ani sabatici, pentru că ar fi chiar păcat să dispară această competiție. Și uite, dacă totuși nu avem la anul Radical Cup, să nu uităm că avem alte unde radical în România, la viteză în coastă, Octavian Ciovic a venit cu un sr 8, Boton Sabo cu SRT la coastă, Dragos a văzut pe primele prototipuri radical, Radical Pro Sport Evo, la Super Rally Bogdan Duma a venit pe sr 3, Ivan Bechio, uh, Mihai Leu cu sr 8, și chiar și la Rota, că am avut prezențe cu asemenea modele și să nu uităm, poate cine știe, la anul, dacă aceste mașini nu vor rula în această competiție, poate -anul va face la anul face switch-ul la România în Series. Dar asta, la fel, rămâne de văzut pe viitor, în principiu. Da, într-adevăr, și o mică mențiune aș putea spune, România Radical Cup l-a avut în componență pe Mignia Ștefan, care a câștigat anul acesta Ligii European Series, la anul va concura la Le Mans Cup, cu echipa grup Viraj dacă nu greșesc, dar anul acesta va începe în uh, iarnă. Evident, noi când filmăm, este cu o săptămână înaintea etapei de deschidere din cadrul Asian Le Mans Series. Deci îl vom vedea uh, Andrei la Asian Le Mans Series acolo cu Julien Gerbi care a câștigat uh, Le Mans Cup cap deceată. România Radical Cup uh, a oferit uh, un campion. Uh, care s-a descucat foarte bine în cadrul competițiilor, cum ar fi Ligi European Series. Am mers și în Ultimate Cup Series, să nu uităm de acest aspect, că am mers și acolo o etapă sau două, dacă nu greșesc. Deci una peste alta, Romania Radical Cup este o competiție importantă ca toate celelalte competiții de circuit, cum ar fi Romania în Endurance Series și Rotax și Romania Retro Racing, ca să îi menționăm și pe ei, evident, pentru că avem patru competiții de circuit, dragii mei, aici în țară, la noi. Bun, Andrei, un mic outro de final, dacă vrei să mai adaugi ceva ca să nu fim luați prin surprindere sau putem să dăm drumul deja la final? Poți să le dăm la final când dorești. În regulă, dragii mei. Dragii mei, cam acesta a fost uh, anul 2023 în cadrul Romania Radical Cup. Anul următor va fi un an de pauză, dar, uh, evident, acest an de pauză sperăm să nu fie foarte lung. Anul 2025 să fie un an interesant, să vedem modele radicale serul cu Halo, așa cum... Uh, arătau mai de mult cei ce de la Radical Romania pe social media acolo. O să vă las oricum și link-ul lor în, în descriere să vă uitați acolo. Poate cine știe, cei care vă uitați la de video veți fi interesați de mașinile lor și veți concura în cadrul Romanian Endurance Series, viteză în coastă, super rally, depinde unde vreți să, să concurați, pentru că Andrei a menționat câteva nume importante care au concurat cu acest model radical și care, iată, că au făcut și performanță atât național cât și, cât și internațional. și -a spune că își vreau duca nume și în super carcel Andrei, deci putem să spunem că și el a fost acolo în, și a fost un pion important în România Radical Cup. Bun, dragii mei, și până la data viitoare, țineți minte, sta la noi, cu Let's Go Racing Room. Mersi foarte mult, Andrei, pentru faptul că ai participat din nou la un jurnal video și te reașteptăm la următorul. Toate cele bune pe curând și țineți minte că sunteți cei mai tari. La revedere! Salut!